Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou, suntem în fața dumneavoastră, de aici din studioul Producens Media, de unde vă salutăm și vă mulțumim că și de data aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Avem onoarea să avem în studioul nostru o invitată deosebită, o prezență foarte de seamă pentru noi, o revenire în studioul nostru a unei distinse doamne, o proaspătă mămică, doamna Dorotea Caraman. Dorotea, bine ai revenit! Bine te-am găsit, Cătălin, bine i-am găsit pe ascultătorii noștri. Mă bucur să fim din nou față în față. Deja suntem la a doua emisiune împreună. Mă bucur că ai revenit după perioada aceasta de început ca mămică. Și slavă Domnului că putem avea o discuție în seara aceasta despre o temă care cred eu că este de interes atât la nivelul general, cât și la nivelul, să spunem, al comunității creștine. Pentru că vor vorbi despre lider și vor vorbi despre conducere, despre principii, despre ceea ce înseamnă ucenicie, mentorare, da? Relația aceasta dintre învățător și învățăcel. Pentru că, până la urmă, dacă stăm să ne uităm, suntem cu toții studenți sau elevi în viața aceasta, da? În școala aceasta a vieții. Dar, pe de altă parte, cu timpul, așa e normal, la rândul nostru devenim mentor sau, să spunem, sfătuitor, măcar pentru ceilalți. Acum, și tu și noi, în calitate, și eu, în calitate de părinte, ne-am asumat și rolul acesta și, cu siguranță, Dumnezeu ne-a dat posibilitatea aceasta de a învăța și pe alții și începem din casa noastră, de la copiii noștri, dar apoi și din mediul în care venim. Aici vorbim în mod special mediul profesional, da, acolo unde pentru o vreme ne desfășurăm activitatea, așa că vom încerca să privim, să spunem așa, subiectul acesta din mai multe unghiuri. Chiar, clar, profesional vorbim de leadership-ul unui grup de coriști. Data trecută, dacă ți-aduci aminte, am vorbit despre cor, despre muzică, da? Despre ce înseamnă să conduci un grup. La fel, se vede clar o formă la nivel înalt de leadership ca să pot face lucrul acesta. Și apoi, la cele mai mici, să spunem, ocupații pe care le avem, acelea de a conduce viața unui copil din fragi de pruncie până când va fi în stare să fie pe proprie picioare. Așa că hai să vedem. Cum ți se pare subiectul, în primul rând? De actualitate, interesant. Și 100 de ani în urmă, dacă m-ai fi întrebat cum mi se pare, tot de actualitate ar fi fost. Da, e un subiect de interes. Pentru că eu cred că este să spunem, o preocupare naturală a ființei umane de un moment dat de a se lăsa învățat, de a accepta, să spunem, rolul acesta de învățăcel, de om care ascultă și ia lecții, da, pentru a putea urma cursul vieții, dar mersul natural, până la urmă, este că la rândul tău, crescând și învățând, ajungi să-i coordonezi tu, să-i înveți pe alții. Așa că, hai să ne uităm, primul rând, la viața profesională. Ai o experiență destul de vastă în mediul de corporatism, în mediul de business, ai lucrat la mai multe departamente, ai lucrat în multe echipe, știi ce înseamnă să duci un proiect de la cap la coadă, asta profesional. Cum ți-aduci aminte începutul tău ca și junior, ca să zic așa, în mediul acesta foarte competitiv de altfel, dar cu multe cerințe? Cu siguranță n-ai știut, sau școala pe care ai absolvit-o, n-ai învățat niciodată cum să te comporți, cum să faci, cum să duci un proiect de la cap la coadă, ci dimpotrivă a trebuit să te lași pe mâna unor oameni mai experiențați și să o iei așa cu ABC-ul. Cel puțin așa s-a întâmplat la mine. Da, bineînțeles că da, așa se întâmplă tuturor, pentru că orice lider trece prin niște etape, orice matur trece prin etapa copilăriei, adolescenței, tinereții, și le parcurge pe toate. Fiecare etapă are frumusețea ei, provocările ei, riscurile ei. Deci da, fiecare ucenic sau fiecare lider este și ucenic la rândul lui și fiecare ucenic poate deveni lider. Zic poate, pentru că marea întrebare pe care o pune literatura de specialitate e dacă leadership-ul e născut sau e făcut. Bună întrebare. Ai găsit răspunsul?
Da, am găsit răspunsul. Cred în răspunsul ăsta. Cred că a fi lider este o vocație, în primul rând. Este un dar cu care te naști, dar pe care trebuie să-l definitivezi, să-l lucrezi și să-l pui ulterior, că despre asta e vorba în leadership, să-l pui în slujba oamenilor. Darul pe care îl primești în general, îl pui în slujba celorlalți. Și asta, aici intervine frumusețea și diferența dintre un manager și asta un lider, pentru că este o diferență. Practic, emisiunea din seara aceasta a numit-o în mod generic, pentru că discutăm oarecum două principii de conducere diferite. Lider versus șef, sau manager, da? Sau, ca să nu spun, boss, da? Două sisteme total diferite de a conduce niște oameni, o echipă, de a avea grijă de parcursul unei persoane, unui subaltern, dacă putem spune așa. Și ai spus foarte bine și eu sunt 100% de acord că aceasta este o vocație, o chemare pe care dacă o descoperi și o, să spunem, cizelezi, o dezvolți, ajungi să faci lucruri foarte frumoase și să schimbi viețile unor oameni cu succes. Și dacă ești șef, cu siguranță poți să schimbi viețile unor oameni, dar probabil acei oameni nu vor fi foarte fericiți și nu îi vei ajuta să se dezvolte. Deci, practic, hai să ne gândim, practic, scopul unui leadership este de a ajuta pe alții să crească. Ai zis foarte bine. Pasul zero, aș zice eu, este să descoperi că ai această vocație. În momentul în care descoperi lucrul acesta, lucrurile devin sau se transformă dintr-o corvoadă într-o plăcere. Începi să faci lucrurile cu plăcere. În momentul în care descoperi vocația, în cazul ăsta, de lider, începi să-ți dorești să lucrezi la ea, să o faci să devină, să ia viață, să devină mai bună. Și un pas imediat următor, sau aș zice eu că element foarte important pentru leadership e încrederea. Te creezi încredere, practic, asta faci. Dar ca să poți crea încredere în ceilalți, trebuie în primul rând să pornești din interior către exterior și să-ți creezi încredere în tine, dacă se poate spune așa. Să construiești în tine încrederea că poți atinge un obiectiv, că poți crea o strategie, că poți influența, că până la urmă despre asta e vorba în leadership, că poți influența pe altcineva, că poți să-ți pui darul acesta frumos pe care l-ai în slujba celorlalți. Și după ce ai reușit să ai încredere în tine, te poți îndrepta și construi încredere în ceilalți. Și în momentul în care faci asta, o să fii surprins să vezi că e nevoie să creezi încrederea omului în sine însuși. Pentru că oamenii, de cele mai multe ori, și e real sau trist să vedem asta, oamenii nu-și regăsesc încredere în ei înșiși. Și atunci lucrurile, evident, că nu mai evoluează așa fin și delicat sau normal cum ar trebui să evolueze. Deci, în primul rând, ești un creator de încredere a ta proprie, apoi încrederea în ceilalți, încrederea lor în ei înșiși. Lucrul ăsta este extrem de important. Și apoi, că e foarte frumos să spui creezi încredere, dar cum faci asta? Exact. Asta era întrebarea. Practic, beneficiezi de încredere, de încrederea celorlalți în momentul în care ei văd în tine caracter, văd că tu ai caracter și văd că tu emani încredere în tine. Acum, cele două sunt obligatoriu să meargă împreună. Pentru că poți să ai un caracter frumos, dar să n-ai încredere în tine și atunci oamenii te vor aprecia, dar nu te vor urma. Exact, aici este. Sau poți să ai foarte multă încredere în tine, dar să nu ai caracter și atunci oamenii te vor urma, dar pe termen scurt. Vor fi dezamăgiți. Lucrurile se vor opri relativ repede și un lider nu dorește asta, sub nicio formă. Vrea continuitate. Deci, în primul rând, creezi, construiești încredere și după ce ai făcut lucrul acesta, obligatoriu trebuie să ai o viziune, încotro mă îndrept. Trebuie să ai un scop, trebuie să ai o viziune, trebuie să ai un target, o țintă. După ce ți-ai stabilit o țintă, o urmezi cu înverșunare. Pentru că, de ce zic cu înverșunare?
Pentru că probleme apar. Absolut. Pentru că lucruri care nu merg bine apar întotdeauna, dar unde intervine liderul? Intervine acolo unde vede soluții în loc de probleme. Unde dă încredere acolo unde oamenii sunt dezamăgiți. Unde aduce speranță acolo unde nu mai există niciun fel de speranță. Și acolo este, practic, cheia unui lider, poate chiar diferit de ceea ce ar face un manager la un moment dat. Managerul se focusează pe prezent, pe ce avem de făcut acum, ținta noastră relativ scurtă. Liderul investește în oameni. Vede mai mult, vede mai departe de proiect. Practic, dă o parte din el. Acum, în calitate de lider, în momentul în care îți descoperi și practic îți asumi chemarea aceasta, e clar că tu trebuie să fii cel întâi, să fii pe propriile picioare, să fii puternic, astfel încât să-i poți angaja și pe alții împreună cu tine și să-i determini să te urmeze. Asta înseamnă că, practic, visul tău, energia ta, trebuie să o transmiți celorlalți astfel încât ei să fie la fel împreună cu tine. Și ai spus foarte bine pe termen lung, pentru că de obicei proiectele serioase nu sunt proiecte scurte, sunt proiecte care poate să necesite o grămadă de resurse, timp, oameni, da? Și sunt de obicei pași de îndeplinit. Tu ca lider ai avea poate câteodată chemarea, pentru că te uiți la tine și ai dori probabil să mai ai câțiva la fel ca tine, dar e imposibil să ai lucrul acesta și atunci... Mi-ai ridicat la plas. Și îți spun și de ce. Dar ca o paranteză, din păcate în România suntem un pic deficitari la a gândi pe termen lung. Gândim pe termen scurt foarte mult. De ce? Gândim foarte mult în termen de profit. Dacă e bine sau rău, n-am să intru în subiectul ăsta. Dar cu siguranță cred că în orice, fie că e business, fie că e viața personală, trebuie să gândești pe termen lung. Asta ca idee. Dar merg mai departe cu ceea ce trebuie să facă un lider. Așadar, stabilește o țintă și apoi se focusează pe atingerea țintei respective și cum. Și ai zis foarte bine mai devreme. Nu poate singur. E imposibil și nici nu trebuie să facă singur asta. Și atunci cum face? Ca orice lider de succes se înconjoară de specialiști pe domeniile lor. Și îi lasă pe cei foarte buni într-un anumit domeniu să-și facă treaba, să vină cu idei, să le dezvolte, vrea să înțeleagă care sunt riscurile, încearcă să le minimizeze, vrea să vadă potențialul în echipa lui, în oamenii cu care lucrează și vrea să-i ridice, să le dea valoare. De ce? Când face asta, omul lucrează mai cu spor, omul lucrează mai cu drag, omul capătă cumva o valoare proprie. Contribuie. Și mai el contribuie și omul are nevoie de încurajare, are nevoie de apreciere. Liderul va trebui să facă treaba asta și un lider la rândul lui are nevoie de apreciere. Așa că echipa aceasta de consultanți, de oameni din echipă, are rolul de a prelua practic targetul și visul liderului, dar pe de altă parte împreună lucrează spre același final, da? Dar și liderul are grijă de echipă. Există o carte celebră, liderii mănâncă la final, la sfârșit. Da. Liderii la asta. Adică, până la urmă, îi lași pe cei din echipa ta să fie în față, pentru că ei duc greu și tu stai puțin mai în spate. Dar, de fapt, ei nu sunt decât niște componente din mecanismul acesta imens care sunt echipa ta. Un manager ce va face? Îi va pune la muncă pe cei din echipă, dar, să spunem, rezultatele și le vei asuma în nume proprie, pe persoană fizică. Nu toți managerii fac asta. Nu toți, dar vorbim, hai să zicem, șefii. Să mergem în zona aia. Oamenii care știu să aplice foarte bine micromanagement, oamenii care știu să profite de oamenii care nu știu să aprecieze. Cu toți avem și exemple pozitive și exemple negative în memorie, cu siguranță. Din perspectiva mea, un manager, un lider, merge alături de echipă. De ce? Pentru că tu conduci prin propriul tău exemplu. În momentul în care exemplul tău este unul pozitiv, arată determinare, arată pasiune, arată caracter, arată dorința de a merge din mai bine în mai bine, ridică întotdeauna targetul, ridică întotdeauna scopul mai înalt și mai înalt, să fim mai buni, atunci, automat, echipa te urmează. De ce? Pentru că vede
că ești cot la cot cu ei, lucrezi alături de ei, vreți să aveți un obiectiv comun, vreți să rezolvați lucruri în comun. Deci, liderul este în centrul echipei. Așa este. Îi dă un boost de energie. Și după ce se întâmplă lucrul acesta, e must, e obligatoriu ca să-ți creezi o strategie. E frumos să zici, da, ne îndeplinim obiectivele, dar cum o faci? O faci creând strategii, tot alături de echipă. Niște strategii sparte în pași foarte mărunți. Nu se întâmplă lucrurile de la sine niciodată. Niciodată nu se întâmplă lucrurile de la sine. În momentul în care observi de departe că s-a întâmplat un lucru pozitiv, apoi în lucrul ăla a fost depusă foarte multă muncă și foarte mult efort. Și atunci pleci de la niște întrebări simple. Care-i scopul nostru? Care sunt resurse? Nu-mi place cuvântul resurse. Care este echipa pe care o avem? Ce buget avem? Care sunt riscurile care ne pot apărea? Încotro ne îndreptăm, dar unde suntem în momentul ăsta? Exact. Sunt foarte mulți, o serie de întrebări pe care dacă le pui și răspunzi la ele împreună cu echipa ta, ai șanse să mergi în sus, să evoluezi. Și lucrul ăsta e foarte important. Și apoi, cred că este extrem de important să fii flexibil. Un lider adevărat este flexibil. Da, este poate rigid în stabilirea unui obiectiv, însă este flexibil în parcurgerea drumului în vederea atingerii acelui obiectiv. De ce flexibil? Pentru că lucru cu oamenii își cere flexibilitate. Și e mai greu decât lucru cu calculatoarele. Lucru cu oamenii își cere pasiune. Și foarte frumos că pasiune din latinesc cu passiones înseamnă suferință. Iohannes Passiones înseamnă patimă, înseamnă lepădare de sine. De ce? Pentru un scop. Foarte frumos. Pentru un scop comun. Da. Da, e practic e o jerfire proprie a propriilor, să spunem, idei, a propriilor resurse, a propriilor timpului propriu, al vieții proprii, asta ca să ajungi la un final. Foarte frumos, am început foarte bine și mă bucur că discuția merge excelent. Hai să mergem puțin mai în adânc în discuția noastră. Venim amândoi din mediul, am spus corporatist, din mediul de business, unde acum oarecum oamenii sunt aleși, poate să zicem, că o clasă de... Na, sunt deja trecuți prin un interviu, tu când te întâlnești cu echipă, te aștepți ca oamenii cu care vei lucra să aibă un minim de cunoștințe, un caracter minim, sau deși nu întotdeauna se întâmplă, sunt și dezamăgiri, dar cel puțin acolo există o chestie care, să spunem, ne animă pe toți. Vrem să avem rezultate, vrem să facem bani, vrem să fim mai bine văzuți, vrem să creștem în poziție și tot așa. Corporația cu business-ul e, oarecum să spunem, mai la îndemână. Hai să ne întoarcem puțin spre zona asta a lucrării, a misiunii, a chemării divine, în funcție de darul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Pe mine m-a chemat să, asta simt eu, să fac ceea ce facem împreună acum, să lucrez în media, deci știe toată lumea bine și știi și tu. Da, eu știu foarte bine, nu asta este ocupația mea de bază, o fac așa cum pot și cum cred eu. Deși cu siguranță sunt alți 1000 de oameni care nu își cunosc încă și știu că vor face mai bine ca mine dacă vor fi aici, dacă vor veni aici. Dar, pe de altă parte, și dacă mă uit la tine, tu ai și o altă chemare și aici nu trebuie să spui tu nimic, spune-o despre tine. O chemare foarte frumoasă, o chemare deosebită, aceea de a cânta și de asemenea de a conduce, de a înțelege, de a conduce închinarea oamenilor prin muzică. Fie că vorbim la nivel solo, dar ești foarte cunoscut în mediul evanghelic prin conducerea, prin leadership-ul unui cor de tineri, da? Un cor care este format și ai deja ani de zile, cred că mai mult de 10 ani, da? Mai mult de 10 ani de când ești, să spunem așa, împreună cu această echipă, pentru că tot o echipă este. Și eu zic că este o performanță care se vede de la distanță. Adică nu e nevoie decât să asculți, să vezi și mai ales să participi la o repetiție. Ca unul care am avut, să spunem, onoarea de a și cânta împreună și de a te vedea exact în câmpul muncii, clar îți spun, dacă tu nu ți-a spus-o nimeni, ți-o mai spun eu,
Calitățile de lider se văd de la mare distanță și slavă Domnului pentru treaba aceasta. E, aici avem o problemă. În momentul în care sărim din zona aceasta de business, unde am spus clar, avem toți un scop anume, să trecem în zona aceasta a lucrărilor acestea pe care le facem benevol, de bunăvoie. Coreștii, unii sunt, au cunoștințe, unii n-au cunoștințe. Unii, să spun, sunt mai hăruiți, unii mai puțin. Sunt voluntari, dar vin din timpul lor liber. Să spunem, uneltele pe care le avem dispoziție noi ca lideri sunt mai dificil de controlat. În sensul că dacă la serviciu ai mai multe unelte pe care ți-ai dai, ți-ai spui, fa asta, drege asta, poți să-l controlezi, deși el, tu ești lider și ar trebui să te urmeze fără să-i dai, da, să-i dai directive foarte dure. Aici e mai dificil. Spun același lucru, pățesc eu cu oamenii care sunt angajați și oamenii care sunt voluntari. E total diferit. Întotdeauna de voluntar vei avea grijă mai mult decât de om angajat. Adică, pentru că e o altă relație. Omul care vine de bunăvoie, dacă l-ai supărat sau nu l-ai tratat sau nu l-ai respectat, nu i-ai zâmbit, a doua zi nu mai vine. Așa e. Da? Sau știu, poate ai fost... Ai făcut un gest, sau știu, poate fără să-ți dai seama și s-a supărat pe tine. Deci în momentul în care vii din... Ești lider, clar, că ai o mulțime de oameni care împreună faceți ceva, trebuie să iasă o piesă, un concert, da? Și sunt o grămadă de alte activități. Nu mai vorbim de partea de repetiții, unde acolo chiar e muncă și toată lumea trebuie să fie prezentă, să asculte, să se concentreze. Leadership-ul, eu cred că este mult mai vizibil și te consumă mult mai mult aici pe tine ca lider decât acolo unde sunt niște fire pe care le poți trage mult mai ușor. Cum vezi tu? Cum te vezi tu la lider în această zonă a lucrărilor de bunăvoie? Nu văd neapărat o diferență. Văd ceea ce spun întotdeauna, poate cu puțină încăpățânare. Ceea ce faci, trebuie să faci 100%, să dai 100% din tine, din timpul tău, din resursele tale, să fii corect cu tine, să fii corect cu ceilalți. Deci nu văd o diferență neapărat între business și lucrările pe care le fac benevol. Dar da, ai dreptate, necesită un grad mare de altruism. Să renunți mai mult la tine, cu siguranță. Exact. Un grad mare de altruism care se gândește mai mult la ceilalți decât la tine și lucrul ăsta consumă și e adevărat. Dar frumusețea rezultatelor este pe măsură. Este pe măsură. Este minunat să știi că dai din tine și există niște rezultate pozitive la sfârșit. Pentru că noi am început discuția asta despre leadership, dar este o graniță foarte fină între un lider bun și un lider care manipulează. Aici, da. Între un lider care are un scop nobil și unul care are un scop personal și propriu. Și atunci, automat, discuția poate duce în altă parte, dar cu siguranță nu este ușor să jertfești din timpul tău, din resursele tale, din energia ta. Dar este ușor gândindu-te la finalitatea lucrurilor și la frumusețea lor. Vreau să dau un exemplu foarte clar. Am vorbit foarte deschis în seara asta și mă dau pe mine ca exemplu. Uneori, venind de la servici sau sunt undeva din călătorie, trebuie să știu că trebuie să vin aici. Și deodată spun, n-am niciun chef să vin, deși știu că trebuie să fac lucrul ăsta. Așa că renunț, m-am angajat la lucrarea aceasta, conduc o echipă, echipa se uită la mine, eu sunt liderul echipei, urmăm un scop comun. Dar uneori ajungi tu ca lider să fii atât de obosit sau știu, epuizat sau câteodată chiar în lipsă de idei, încât la un moment dat zici, nu te duce, știi, sau aș vrea să iei o pauză. Dar nu poți să faci lucrul acesta pentru că asta ar însemna o dezamăgire din partea ucenicilor, a echipei. Atunci te duci și vreau să spun că am experimentat de multe ori să vin aici foarte obosit, foarte stresat, totodată chiar cu calculatorul de la trei sau mai fac și alte lucruri, dar să plec de aici reîncărcat, deși am venit plin de tot felul de probleme și de gânduri,
Dar venind aici unde îmi place și că îmi place ceea ce fac, asta e clar, atunci să simt la rândul meu că sunt hrănit, sunt întărit, sunt încurajat de ceilalți și de ceea ce fac așa cu greu la un moment dat, dar fac, știi? Asta vorbim și vreau să vin la tine. Câteodată în calitatea de lider, pe lângă faptul că tu îi încurajezi pe alții și îi motivezi și stai tot timpul, vezi fiecare ce are nevoie, cum e, și tu ai nevoie de cineva sau de un grup de oameni care să stea alături de tine, să-ți ridice mâinile atunci când tu nu mai poți. Și da, există, așa este. Pentru că ziceam mai devreme, lucrăm în echipă. Și echipa este formată și din oameni din aceștia de casă despre care vorbești tu. Oamenii rugăciunii, uh-huh. Oameni care îți țin mâinile ridicate sus, oameni care te încurajează, oameni care merg alături de tine și pot să identific foarte, foarte mulți oameni în grupul pe care îl avem. Da. Câteodată un telefon, câteodată o încurajare, o mulțumire, știi cum e? De exemplu, dacă vorbim de muzică, spune, băi, ați cântat foarte frumos, excelent. Asta contează. Dacă ești la serviciu, spune, băi, a ieșit proiectul solicitări, ați ieșit foarte bine. Astea sunt niște mici gesturi, dar care pentru tine ca lider și pentru echipă sunt foarte importante. Din când în când mai trebuie să fie ridicat așa puțin. Și asta nu pentru propria noastră stimă, nu pentru a ne da mari sau știu eu, ci pentru a confirma faptul că efortul a avut rezultat. Nu cred în conceptul de a ne da mari sau exact. A face lucrurile prea bine. Nu cred în conceptul ăsta. Cred că este cel mai bine sau cel mai de dorit să faci lucrurile cât de bine posibil poți tu. Să te pregătești și nu numai în lucrarea de corp despre care vorbim, în orice domeniu al vieții tale, exact. Să te pregătești cât de bine poți tu să fii competent în ceea ce faci. Pentru că lucrul ăsta, exact cum spuneam mai devreme, lucrul ăsta inspiră pe ceilalți și ne face să fim mai buni ca și comunitate, ca și grup, ca și proiect. Deci lucrul bine făcut este de dorit. Excelent, excelent, Dorotea. Hai să... Dar pentru asta e nevoie de curaj. E nevoie de... de a-ți asuma responsabilități, de a-ți asuma și eșecuri. Asta e, și riscurile eșecului. Da. Bun, hai, dacă tot am vorbit despre eșec și despre riscuri, hai să uităm puțin și la managementul problemelor sau managementul eșecului. Acum, ca, să spunem, deținător al visului, al targetului, acelui care trebuie să ducă echipa în direcția care trebuie, la un moment dat îți dai seama și vezi că lucrurile nu merg așa cum trebuie și mai sunt lucruri de îmbunătățit. Fie la cineva, fie la, sau știu, uneltele care se pun la dispoziție, mai trebuie puțin o ajustare, ba uneori chiar trebuie să pui piciorul în prag, să fii foarte aspru poate sau mai puțin aspru cu unul dintre membrii echipei. Suntem oameni și nu avem cum să nu ajungem și la faza aceasta. E, cum ar trebui să se comportă un lider? Sau cum vezi un lider de succes, un lider real, un lider care știe să-și urmeze scopul, că face și partea asta? Pentru că e musai. Fie că vorbim de business, fie că vorbim de lucrurile de asta din biserică, lucrurile spirituale, nu contează oricare. La un moment dat, oamenii sunt oameni. Da? Trebuie să-i mai cizelez puțin, să-i mai, nu să zic cert, hai să-i spunem, să le mai atragi atenția. În primul rând, nu cred în probleme, ci cred în situații. Cred că există situații și că orice situație e rezolvabilă, mai devreme sau mai târziu. Chiar și nerezolvarea ei e o rezolvare. Atunci, foarte frumos! Și atunci, da, există tot felul de situații, apar tot felul de probleme... E normal, e viață. Asta înseamnă că trăiești. E trăire normală. Este cât exact. Că trăim. Dar important este să te ridici deasupra problemei, să o privești de sus și să-ți dai seama că orice lucru are rezolvare, că orice lucru poate ajunge la un final fericit. De ce? În momentul în care ești împăcat cu tine, cu situația respectivă, lucrurile se așează. Lucrurile se liniștesc cumva.
Da. Da, cam pentru... așa. Nu, nu, deci ai o doză de optimism în tine, de... te descoperi acum și în partea aceasta. Deci cum să spun, îmi place, că nu cred în probleme, cred în situație. Și într-adevăr așa este, pentru că le numim noi probleme, dar de fapt sunt niște provocări pe care, la care probabil deja există un răspuns, dar poate nu suntem noi conștienți unde e. Raportat la probleme mult mai mari decât cele pe care le avem noi, chiar nu sunt probleme. Efectiv. Întotdeauna e bine să te autoevaluezi și să calibrezi bine situația pe care o ai versus situațiile mai mari care se întâmplă decât cele prin care treci tu. Bun. Rămâne tot în registrul ăsta al managementului echipei, al ucenicilor, al procesului de mentorare. Am vorbit despre investiția ta în ceilalți, despre resursele pe care le pui la dispoziție, timpul tău, viața ta. Acum, da, noi suntem, pe lângă conducerea unei echipe, avem și alte preocupări. Avem familie, da, avem poate alte pasiuni sau știu eu, hobby-uri pe care uneori le neglijăm sau știu eu. Sau în anumite momente ale vieții pune mai mult accent pe o anumită, să spunem, chemare de a face lucrarea respectivă sau dacă vorbim de să punem în serviciu pe primul loc pentru că avem nevoie și neglijăm poate alte lucruri pe care le făceam înainte. Când vorbim de balans, de echilibru acesta, cum crezi tu că ar trebui să fie un lider atunci când vorbim despre a ține cât de cât egal sau în echilibru toate celelalte aspecte ale vieții lui, fie că familie, pasiuni, știu eu, hobby-uri și, bineînțeles, preocuparea de servici, job. E interesant că tocmai astăzi discutam cu cineva despre subiectul ăsta și avea problemele despre care spui tu. Acum, eu știu cum spun când mi se pune întrebarea asta? De eu când spun, eu în viața mea se împarte în trei direcții. Așa. Familie, servici și producție media. Dar nu întotdeauna în ordinea asta. Da? E amestecată ordinea? Nu întotdeauna, adică nu cu prioritățile astea. Ai zis bine. Cuvântul important aici e prioritizare. Cum prioritizezi în funcție de situațiile pe care le ai, activitățile care, cu care te întâlnești. Și cred foarte mult în prioritizare și în stabilirea unor priorități în viața ta, dar nu așa a la lung, punctual. Pe o săptămână înainte, pe o lună înainte, astăzi intervin situații poate neprevăzute. Și ți se schimbă tot planul. Evident, nici nu se pune problema că familia este extrem cea mai importantă, relația ta cu Dumnezeu nici n-aș încadra în vreo categorie, e ceva mai presus. Absolut. De astea. Dar nu despre asta vorbim, apar tot felul de situații în viață, zi cu zi. Prioritizez, asta fac eu. Și încerc să le împac pe toate. Și, crede-mă, se poate. Se poate, asta se e. Poate. Am fost implicată în multe, multe activități în aceeași perioadă și sunt, în general. Dacă ai o bună coordonare și o bună programare și ești dispus mental să le împaci pe toate, reușești. Așa este. Și am experiența asta, să spunem, a dat cu bifa pe la toate, adică mai mult. Dar nu despre asta vorbesc. Știu. Nu, de a le face așa cum trebuie. Exact. Așa cum trebuie. Pentru că revin la valoarea pe care o dau mereu lucrurilor. 100%. Uneori, din dorința de a face multe lucruri, ajung la ceea ce am zis eu, aceea de a bifa, că am fost și cu ăla, am făcut și asta, am făcut și asta, dar de fapt, până la urmă, nu faci nimic cum trebuie. Așa că, la un moment dat, trebuie să stai la rece, să te gândești ce este cea mai importantă a trei făcut întâi. Și aici trebuie să ai o viziune, că nici aici nu mergi din inerție. Care ți-e viziunea? Care ți-e scopul în care, către care te îndrepți? Care ți sunt prioritățile? Cum le-ai aranjat? Da, intervin lucruri în viața ta și în viața de zi cu zi. Da, există o direcție. Dacă nu ai o direcție, nu e tocmai bine. Atunci... Clar, eu o numesc încăpățânare pozitivă. Okay. Și este, da. Da, să mergi în direcția. Practic, mai da. Folosesc așa. În momentul în care mai am un duel, să știi, în calitate de lider, zic, mă,
sunt pe drumul cel bun sau nu sunt pe drumul cel bun. Simplu fapt că ai îndoiel arată că ești pe drumul cel bun. Da? Și atunci când știu că trebuie să fac asta, zic, țin mâna pe volan în direcția înainte și pedala de accelerație blocată, apăsat, da? Astfel încât să poată să meargă, să putem merge înainte și atunci când nu mai... Da. Dacă ne uităm puțin la partea cealaltă, spuneam de pe lângă lider mai este și modelul acesta mai puțin pozitiv de șef, de cel care dă cu biciul, cel care nu își asume responsabilități când e succes, își asumă succesul când echipa are probleme sau are probleme sau știu, se retrage, se dă la fund, hai să spunem așa, sau chiar nu își asumă pierderile, nu își asumă eșecul. Da, sunt și persoane de genul acesta. Nu știu dacă ai întâlnit, eu am avut și vreau să spun că oameni care mi-au schimbat viața și dintr-o parte și din cealaltă, întotdeauna îi apreciez și mi-aduc aminte și de unii și de alții, dar încerc să fiu pe partea bună, să fiu un lider și să dau din mine tot ce se poate, astfel că și eu la rândul meu să pot. Dar vreau să vorbim puțin și despre ceilalți. Cum vezi? Pentru că mi-aduc aminte de oameni cu nume și prenume din experiența mea care viața le s-a dat total peste cap datorită unui șef care le făcea o viață grea, care niciodată nu-i aprecia, abuza în sensul că se folosea de munca lor și niciodată nu spunea o mulțumesc sau bravo, felicitări, știi? Sau să-i scoate, nu mai spun să-i scoate la o cafea, la o masă sau să... Că sunt tot felul de gesturi de acestea care sunt mici, dar fac ceva. Tu cum vezi? Cum... Nu știu dacă te-ai întâlnit vreodată, măcar așa... O, da. Măcar din exterior. M-am întâlnit, da, cu exemple negative. Da. Dar îmi place să cred sau îmi doresc să cred că fiecare dintre noi trecem prin niște etape, prin niște faze și că acest management prost gestionat este doar o etapă din evoluția unui manager care ulterior va deveni sau va învăța ceva din experiența asta. Uneori se întâmplă să învețe, uneori nu. Dar am întâlnit, bineînțeles, am întâlnit cazuri de genul acesta și nu sunt bune deloc. Nu sunt constructive, nu clădesc, din contră. Îți destabilizează încrederea în tine, încrederea echipei. Da. Întâlnești tot felul de oameni. Important nu este cum se poartă cel din fața ta cu tine, ci important este cum răspunzi tu și cum gestionezi tu situația pe care ți-o provoacă cel din fața ta. Și aici poate și aici intervine maturitatea ta ca om. Dar din nou zic, trecem prin etape și ajungem să învățăm anumite lucruri tocmai pentru că la un moment dat am trecut și pe acolo. Chiar atent, foarte frumos. Acum merg puțin mai adânc, dacă îmi permiți. Apropo de modele de leadership, de modele de oameni care merită să stai lângă ei, oameni pe care îi ții ei ca și template, așa, ca și model de viață. Tu ești fată, da? Și ai avut și ai în familie un model pe fratele, pe, să spunem așa, tenorul, dirijorul, are multe, profesorul, da, pe tata pentru tine, Cristian Caraman, care e un lider. Din punctul meu de vedere, ca unul care a lucrat mulți ani împreună, e un lider. Vreau să spun dacă poți să spui, dacă te-a influențat oarecum modelul acesta. Bine, tata și cu mama, le luăm împreună, dar da. Poate tata a fost mai vizibil și datorită jobului pe care l-a avut în public, da? Ca și tenor la teatru de operetă, da? Dacă cumva asta te-a influențat pe tine așa ca și copil în parcurs și apoi... Dacă într-adevăr, acum tu ești și mamă de băiat, exact, cu altă relație care se va de tată, fiică și apoi mamă, fiu. Pentru că cred că de acolo, trebuie să vorbim puțin și despre managementul acesta al leadership-ului în familie, știi? Dacă într-adevăr te-a Vorbeam mai devreme de calitățile unui lider și una dintre ele pe care o ai sau nu ai e carisma. Aici este. Și da,
tatăl meu este un om extrem de carismatic. Cum spun în zona teatrului, străbați scena sau nu străbați. Poți să fii foarte bun profesionist în ceea ce faci, dar să nu ajungi la inima omului. Exact. Poți să cânți foarte bine, dar să nu ajungi la sufletul omului. Poți să performezi foarte bine, dar să nu... Fii atent, îmi spunea un dirijor, am avut aici mai mulți dirijori invitați în emisiune și îmi spunea un dirijor și profesor în același timp de la Cluj, de la Academia de Muzică, că uneori simte, înceafă, eu stând cu spatele către sală, înceafă feedback-ul și angajamentul sălii ca reacție la ceea ce se cântă pe scenă. Deci este o chestie, apropo, care se vede clar că se transmite. 100% energia, fie că e pozitivă, fie că e negativă, se transmite. Și da, uite, frumos, e ciclic cumva. Conduci prin propriul tău exemplu, prin modul în care te implici. La fel se întâmplă și cu părinții. Inspiră prin modul în care acționează. Și vorbesc. Absolut. Dar mai mult cum acționează. Și da, părinții mei m-au influențat extrem de mult. Deci ai un job în continuare de dus mai departe și vei face lucrul acesta cu siguranță. Îți pot spune de acum, vorbim peste ani de zile, dacă vom fi, dacă Dumnezeu ne va ține în picioare, cu siguranță se va vedea locul acesta. Pentru că se vede. Adică eu nu trebuie să-mi spui, vorbim, rămas prieten de un lider. Dorotea este un lider și slavă Domnului pentru lucrul acesta. Dorotea, ne apropiem de final. Vezi că timpul trece foarte rapid. Dacă ai avea o concluzie, ceva care crezi că merită spus acum la final, ceva cu care telespectatorii noștri să rămână ca și, să spunem așa, idee, sfat, recomandare. Oamenii sunt în căutare de modele. Și din păcate uneori se duc către modele greșite. Inclusiv în mediul bisericesc sunt modele greșite. Trebuie să spunem treaba aceasta. Așa că oamenii se uită. Dacă cineva are o carismă, nu e suficient ca să fie și bine. Nu numai carisma. Trebuie să ai mai multe carități. Așa că dacă te-ar întreba cineva, vrei să crești pe lângă cineva, vrei să te dezvolți, cauți un model, ce ai recomanda? În primul rând, investește în tine și asta pleacă de la tine. Ceilalți te pot ajuta, dar dacă nu există voință proprie în a evolua din toate punctele de vedere în viață, nu te poate ajuta nimeni. Tu ești propriul tău motor. E de bun augur să fii înconjurat de oameni care te motivează, dar datoria este a ta, în primul rând. Ce mai pun eu în practică? Empatia. Iubesc oamenii și mi-e drag să-i înțeleg. Fii curajos în ceea ce faci. Mergi cu încredere. Poate n-ai avut pe nimeni să te încurajeze vreodată. Sunt multe cazuri. Nu-i nimic. Mergi cu încredere că ceea ce faci va avea rezultate pozitive dacă investești în tine, din toate punctele de vedere. Vorbim spiritual, vorbim profesional, social, din toate punctele de vedere. Ai curaj, fii empatic, fii pasionat de ceea ce faci. Fă lucrurile cât de bine poți tu, înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu. Fii dedicat unui scop, nu merge din inerție, creează-ți o țintă, o cale, încotro te îndrepți. Din toate punctele de vedere, din nou zic, profesional, creează-ți o țintă, gândește-ți o țintă, spiritual, gândește-ți o țintă, social, tot așa. Pentru că merg la pachet toate. Fii un întreg. Foarte frumos. Nu fii format din bucățele, pentru că fii un puzzle, nu fii doar o bucățică. Foarte frumos. O încheiere extraordinară. Un îndemn, sună foarte frumos. Fii un întreg, fii un întreg. Nu fii doar o componentă acolo, o părticică din ceea ce ar trebui să fii. Dumnezeu ne-a creat în întregime cu tot ce trebuie. Și noi ar trebui să ne punem la dispoziție cu tot ce suntem, să fim un întreg, astfel încât să fim de folos celor din jurul nostru și apoi, bineînțeles, nouă, da? Noi ne punem pe ultimul loc întotdeauna. Vă mulțumesc foarte mult, Dorotea, pentru prezența ta. A fost o discuție așa ca de la lider la lider. Și mă bucur că ne-am putut vedea și cu siguranță te mai aștept și la alte emisiune. Și eu îți mulțumesc, Cătălin, și sper că ce am vorbit noi măcar un pic să aducă o contribuție pozitivă în urechile, inimile și sufletele ascultătorilor noștri.
Așa îmi doresc și eu. Mulțumesc foarte mult. Multă sănătate și succes în proiectele tale și, bineînțeles, în, să spunem, în slujirea aceasta de lider pe care Dumnezeu ți-a dat. Mulțumesc! Toate cele bune! Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. Vă mulțumesc că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!